Bun găsit! Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat în plenul deliberativului județean că în momentul de față instituția pe care o conduce are proiecte de modernizare pe numai puțin de 22 de drumuri județene. Șeful administrației județene a ținut să precizeze exact drumurile unde se execută lucrări. Astăzi în județul Suceava sunt pe 22 de drumuri județene proiecte de modernizare. Un proiect este afectat de un litigiu comercial. Îmi pare rău și regret și îmi pare rău de disconfortul pentru populația care nu poate să beneficieze acum de aceste drumuri. Dar oare, și bine să le spun aici încă o dată, drumul de la Hârtop, Vulturești, Boroaia, Slatina, Mălini, Bilboru, Coșna, Izvorul Alb, care l-am finalizat astăzi, Pleșa, Solonețul Nou, Mușenița, Frătăuții Vechi, Frătăuții Noi, Slătioara, Prihodiște, plus covoarele asfalte proaspete puse de noi, Consiliul Județean Suceava, de la Șarul Dornei, de la Dorna Candreni, Vama, Frumosu, Vatra Moldoviței, Măneuț, în acest an, Volovăț, Burla, Straja, Brodina, Botoșana, nu înseamnă nimic? Ba da, înseamnă proiecte. Sigur că noi avem experiență, sunt în al treilea mandat, am avut foarte multe proiecte de drumuri. Apar, din păcate, și astfel de chestiuni comerciale. Eu vreau să respectăm întru totul legislația, trebuie să vă spun că am făcut acea expertiză tehnică cu situația din șantier și a trebuit să respecti niște etape, pentru că ești verificat și e normal să respectăm aceste etape. S-a dat ordin de începere la serviciu de actualizare a devizului general, pentru că se schimbă valorile. Sunt firme de specialitate care pe procedură vin să-ți calculeze noile valori de deviz. În continuare, deci e un termen undeva în jurul datei de 15 august ca să se termine devizul actualizat, să intrăm în linie dreaptă pe proceduri. Dar încă o dată, Consiliul Județean Suceava, și uitați-vă la primele puncte, câte proiecte numai astăzi am pregătit pentru domeniul social, câte proiecte sunt în derulare și apar litigii.